S-au încheiat cele 3 săptămâni dedicate proiectului implementat de muzeografii mehedințiului Școala de Vară Labirintul Cunoașterii. Pe parcursul acestor săptămâni, copiii au participat la activități educative și recreative, organizate de toate secțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier. Astăzi aceștia au primit diplome pentru participare, dar și un jurnal. Am ajuns și la finalul școlii de vară după 3 săptămâni pline, în care activitățile au fost diverse, de la istorie până la etnografie, de la artă până la laborator de restaurare și conservare. Am avut jocuri, dans și muzică, distracție și jocurile copilăriei. Distracție și voie bună. De asta au avut parte timp de 3 săptămâni cei care au ales să frecventeze școala de vară. Dar cel mai important este că micuții și-au dezvoltat abilitățile practice cu ajutorul îndrumătorilor. Am învățat să fac coifuri, să desenez mai frumos. Ai mai fost la școala de vară? Nu, prima dată. S-a plăcut? Da, a fost super fain. Ai învățat lucruri noi? Da, am învățat să facem la război de țesut. Școala de vară. Frumos! Ai mai participat? Da. La alt an? Da. La anul vei mai veni? Da, foarte bine. La anul vei mai veni? Cum să nu? Ai mai fost în alt an? Sau este da. Pentru prima dată? Mai am fost de 2 ori, dar ne-a plăcut foarte mult. Ai primit și diplomă? Da. Și altceva ai mai primit? Un jurnal. Atelierele de lucru au avut rolul de a transmite informații fundamentale din istoria naturală și culturală a județului Mehedinți, din arta plastică prin intermediul jocului și a metodelor interactive. Copiii au avut ocazia să descopere natura, istoria, dar și arta prin desen, modelaj, cântec, joc, dar și drumeții. Ce ai învățat tu aici în perioada aceasta? Cum să ne jucăm și cum să ne și să colorăm. Multe lucruri noi. Să cântăm, să dansăm. Este pentru prima dată cântit? Nu, a doua oară. Ce ai primit tu astăzi? O diplomă. Da. Și cum a fost la școala de vară? Foarte bine. Foarte bine. Ai mai fost? De 2 ore anul trecut. Școala de vară este iubită de cei mici, care pe parcursul perioadei petrecute aici au avut timp suficient să-și facă prieteni noi și să învețe lucruri despre care poate nu știau nimic înainte. Acum aceștia așteaptă nerăbdători o nouă ediție a școlii de vară.